întâmplare. Câteva comentarii, să spunem, pot să alege și câteva cifre care arată unde suntem și ce rezultat am obținut. În primul rând, Pro-România a trecut primul examen major de la înființare. Dacă alegerile europarlamentare s-au desfășurat anul trecut într-un context cu totul diferit, suntem astăzi un partid politic care a trecut acest examen, e adevărat cu o notă nu foarte mare, dar suficientă pentru a avea o speranță de viitor. A fost un examen dur, în care ne-am călit și eu cred că am devenit mai puternici. Avem în momentul de față o bază de la care să plecăm. Pentru cei care fac diverse comentarii pe tema Pro-România, până la aceste alegeri, Pro-România nu avea nimic. Sau aproape nimic. În județul Dâmbovița aveam niște oameni care au intrat într-o structură de partid și și-au propus să construiască un partid politic important. În Dâmbovița rezultatele sunt următoarele. 2 primari la Șelaru și la Vârfuri, 4 consilieri județeni, 4 consilieri municipali, 4 consilieri orășenești, 108 consilieri locali. 9,6% este scorul politic pe Consiliul Județean. Este cel de-al treilea rezultat pe țara Pro-România. Ne situăm după două organizații importante ale partidului, Ialomița, care a obținut 16,69% și Ilfovu, care a obținut 11,23%. După noi, Hunedoara cu 9,13%, Neamțul cu 8,99%. În 20 de județe, scorul nostru este peste 5%. În 6 județe, între 4 și 5%. Sunt procentul național 7,8%. De ce n-am obținut un rezultat mai bun, așa cum ne-am propus? Vom discuta săptămâna viitoare în ședința Biroului Executiv Central. Vom avea și o ședință de Consiliul Național și vom stabili strategia pentru alegerile parlamentare. În ce mă privește, mi-am făcut proprie analiză la Dâmbovița, am identificat un număr de cauze pentru care rezultatul nu a fost cel scontat. Rămâne să mai meditez la ce am de făcut în zilele următoare și săptămâna care urmează ne vedem și vă voi prezenta aceste concluzii. Suntem singurul partid care a reușit să pătrundă în Consiliul Județean și să spargă monopolul celor două partide mari, PSD și PNL. Așa cum v-am spus, rezultatele sunt departe de obiectivele noastre, explicabile și prin cauze subiective și prin cauze obiective, pe care le vom analiza și prezenta public. Câteva cifre, pentru că am văzut că există un război al cifrelor și al și afirmații făcute pe baza acestor cifre. La Consiliul Județean am obținut 20.442 de voturi, pentru președintele Consiliului Județean, 26.994 de voturi. Pentru consiliile locale, 21.444 de voturi. Și pentru primari, 19.405 voturi. Rezultă de aici că am fi putut, cu candidați scoși ceva mai devreme, să obținem un rezultat mai bun. Teza vehiculată de cei din PSD este singurul comentariu care vreau să-l fac. A obținut un scor istoric în anul 2020, este falsă. Scorul istoric este 2016. Și vă dau câteva cifre. În anul 2016, la Consiliul Județean, vă aduc aminte că a fost vot pe listă, Partidul Social Democrat a obținut 120.037 voturi, înseamnă 51,88%, la o prezență care a fost mai mare, respectiv 247.387 de cetățeni. Iar în anul 2012, eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean, am obținut 145.402 voturi. Mai puteți constata, dacă verificați statistica, că Partidul Național Liberal s-a menținut în 2016 și 2020, cam pe aceeași situație ca număr de voturi. În 2016 au luat 72.679 voturi și în 2020 73.717 voturi.
Puteți face și dumneavoastră aceste verificări, ele sunt publice. Iar ca număr de primari, am obținut în 2016 69 de primari, acum sunt 63, ceea ce este într-adevăr diferit față de 2016 și reprezintă un plus, este procentul mare pe care l-au obținut primarii ca opțiune de vot în aproape toate localitățile, indiferent că au fost din PSD sau PNR, ceea ce ne arată o polarizare a votului politic extraordinară. Ce este foarte deranjant și arată, pe de o parte, și un nivel precar de pregătire a unei părți din populația României, dar arată și a județului, și nivelul slab de pregătire a celor care sunt președinți și vicepreședinți ai secțiilor de votare, este numărul de voturi nule. Și aici avem niște discrepanțe mari care arată, eu nu spun numai fraudă, probabil că a fost și fraudă pe din unele locuri, mai mare, mai mică, e mai puțin important, dar uitați-vă voturile nule. La președintele Consiliului Județean, 9.480. La Consiliul Județean, 14.834. 14.834 înseamnă aproape 6-7% din voturile exprimate. Consiliile locale, 9.503. Și la primari, 6.856 de voturi nule. Am făcut o contestație, din păcate ne-a fost respinsă. Nu era niciun fel de frustrare în contestația noastră. Am fost foarte deranjat de faptul că în urne s-au găsit buletine de vot, fără ștampila secției de votare, care au fost considerate nule, deși votul era valabil. Era doar o chestiune de proastă gestiune a buletinilor de vot și a procesului electoral. Astea sunt chestiuni marginale care, sigur că trebuie să facă, în special, analiza ca lider politic continuă, pe două planuri. Planul 1 este acela de a consolida partidul pentru anul 2024 și, în al doilea rând, urmărirea atentă, cu foarte multă determinare, a ceea ce se întâmplă cu guvernarea în plan local și în plan național. De aceea vreau să-i anunț pe cei care au câștigat aceste alegeri în județ că, în perioada următoare, până în 2024, voi fi necruțător cu ei. Mulți probabil că și-au închipuit că atitudinea mea din această campanie, când am preferat să merg foarte mult pe teren să discut cu oamenii și mai puțin să atac punctele slabe ale contracandidaților mei, reprezintă o slăbiciune personală. Vor avea surprize în perioada următoare, pentru că o să urmăresc orice mișcare la nivel județean și la nivel național și o să-i atac fără menajament. Nu o să tolerez în niciun fel amatorismul, doar pentru faptul că au câștigat alegerile. Dacă le-au câștigat, cred că e cazul să demonstreze că sunt în stare să pună în aplicare proiectele pe care le-au prezentat. Și în principal mă interesează să dovedească că sunt în stare să aducă în Dâmbovița până în anul 2023 cele 400 de milioane de euro fonduri europene. Am mari îndoieri, dar, sigur, oamenii au decis că ei știu mai bine să facă aceste lucruri, eu aștept să le văd făcute. De asemenea, am observat și anumite atitudini post-alegeri ale unora dintre liderii PSD Dâmbovița, am votat de succes. Eu le spun pe de o parte că succesul nu-i în cifrele pe care reclamează și v-am arătat ceva mai devreme și, în al doilea rând, că acest succes are la bază munca uriașă pe care am făcut-o eu în perioada 2012-2018. Am lăsat un mecanism foarte bine pus la punct, iar rezultatele primarilor au la bază banii aduși în acest județ. De aceea, atitudinea unora, ironiile ieftine, jigniri, comentarii pe care le-am mai văzut prin spațiul public, nu m-au speriat deloc, m-au întristat și mi-au arătat că n-am greșit nicio secundă când am decis să nu mai mă întorc lângă ei. În definitiv, și o spun foarte ferm, aceste alegeri au marcat, au parafat ruptura totală între mine și unii dintre ei, nu dintre mine și electoratul de stânga, care este cu totul altceva. Sunt același Adrian Țuțuianu cu opțiuni de centru stânga, apropiat de oameni, mă veți regăsi pe teren, dar nu veți mai regăsi pe Adrian Țuțuianu încă unii dintre foștii mei colegi, decât dacă știu, viața ne așează accidental
în același loc. Vă mai spun ceva, voi păstra numerele de telefon ale unora dintre ei, ca să știu să nu le răspund niciodată. M-au sunat zilele acestea, au nevoie de majorități. Câțiva. Unii cu foarte mult tupeu. Incredibil. Unul m-a așteptat 4 ore în fața porții acasă, avea nevoie de votul oamenilor din Pro-România. Deci rămâne, cum am spus, lupta continuă pentru Dâmbovița și pentru România. Care ne sunt prioritățile la acest moment? Deci prima chestiune, să strângem semnăturile de susținere a candidaților pentru Parlamentul României. Probabil că sunteți în temă, există o decizie a Biroului Electoral Central, fiecare partid politic să depună 199.200 nu știu cât de semnături, 200.000 de semnături. Le vom strânge în următoarele 7-8 zile pe cele repartizate județului Dâmbovița. Ne vom concentra pe un număr de semnături care să fie suficient și nu va fi, cum să zic, un scop în sine strângerea de semnături. În al doilea rând, vom stabili reprezentanții în birourile electorale ale secțiilor de votare. Deja am făcut jumătate din situație până la seară. Până duminică vom finaliza reprezentanții noștri în birourile electorale ale secțiilor de votare, așa fel încât munca noastră să fie mai bine păzită. De asemenea, am pregătit documentele de validare a consilierilor locali. Mai avem doar o singură hârtie, dovada de la EPP s-a depus raportul financiar. Noi vom depune raportul luni dimineață. După aceea, să clarificăm în ce măsură suntem interesați să participăm la constituirea de majorități în consiliile locale și să discutăm despre alegerea viceprimarilor și să pregătim foarte bine, am început de aseară, consilierii noștri locali, pentru că nu au experiență în vederea participării efective la activitatea din consiliile locale. Anul viitor, în luna februarie, vom constitui Liga Aleșilor Locali și vom face ceea ce trebuie ca prezența noastră să fie una importantă în consiliile locale și nu doar una formală. Le-am spus că nu am nevoie de oameni care să meargă doar să-și iau o indemnizație. La nivel național, săptămâna viitoare, luni și marți, vom avea o analiză a situației din toate județele. Miercuri, probabil că o să avem o ședință de Birou Executiv Național și Consiliul Național al Partidului și probabil că până pe data de 10 vom avea listele de candidați pentru alegerile parlamentare, Senat și Camera Deputaților, în toate județele. Vom aproba și o strategie de desfășurare a activității de precampanie și campanie electorală, în așa fel încât Pro-România să fie un partid politic parlamentar cu o prezență cât mai mare. Undeva la 10% dacă ținem cont de ceea ce este astăzi ca rezultat, mai mult cred că ar fi greu de obținut. Cam acestea sunt lucrurile